Hei, salutare și bine ne-am găsit la a doua sesiune de la emisiunea Rebuild Live. Eu sunt Mihai Fetcu, pentru cei care nu mă cunoașteți, și mă aflu în incinta studiourilor Vizibil. Acum aș vrea pentru început să-mi ziceți dacă mă auziți bine, pentru că am schimbat puțin formatul aici, am adus un alt laptop cu tot felul de chestii și eu le manevrez. Pentru că, din păcate, tura trecută nu am văzut comentariile și reacțiile voastre. Momentan văd aici îl văd pe Florin Eduard Mocondureanu, care își încordează bicepsul. Salut, te văd! Am văzut și mesajul de la Bianca. Deci cred că totul este în regulă. Uite, Alexandra Gabriela Sacaliuc. Bună, 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 bine ai venit și mulțumesc că mă urmărești în continuu. Dacă eram în America, unii ar fi zis că mă stocuiești, dar suntem aici în România. Bun, pentru cei care încă nu știți exact ce facem noi aici, în cadrul emisiunii Rebuild, facem, sau mai bine zis, încercăm să reconstruim această mică comunitate de barman pe care o avem aici și care a fost grav afectată de către această pandemie care este iarăși în derulare. Acest program sau acest proiect nu ar fi fost posibil fără ajutorul celor de la Way Out România. Probabil că îi știți după numele de Drinkbox. Ei sunt cei care reprezintă în România brandul Scapegrace, aflat exact în spatele meu. Și dacă tura trecută am făcut o băutură cu rețeta clasică, cu rețeta de gin clasică, cu Scapegrace clasic, astăzi o să avem o mică surpriză pentru voi, dar până atunci vreau să fac câteva mici anunțuri. Primul anunț ar fi faptul că această emisiune este destinată persoanelor peste 18 ani. Nu facem mare lucru aici, dar lucrăm cu alcool și, după cum bine știți, conform legilor din România, este interzis cu desăvârșire să consumăm alcool dacă nu avem 18 ani. Salutare, Robert, te văd și pe tine, sper că ești bine. De-abia ce ne-am despărțit. Mergând mai departe, vreau să fac chiar și o corecție. Tura trecută, când am preparat băutura, am spus Scapegrace Silver, dar varianta corectă era Scapegrace Classic. Am fost cumva indus în eroare de faptul că eticheta era gri, argintie mai degrabă, și am făcut această confuzie, dar varianta corectă este cea Scapegrace Classic. Trecem mai departe și mai facem încă un anunț, dacă pentru cei care nu au înțeles, luna aceasta este destinată brandului Scapegrace și în fiecare episod vom avea câte un sortiment nou cu care vom face casă. Dacă tura trecută am preparat cu Scapegrace Silver, astăzi vom prepara cu Scapegrace Black, care este primul gin negru din lume. Iar aici vom face primul anunț, pentru că ce vom face astăzi este o premieră pentru România. Practic, lansarea oficială a acestui sortiment de gin se va face aici. Datorită contextului pe care îl avem, știți și voi, cu pandemia, cei de la Way Out România au decis totuși să meargă mai departe și să facă această lansare aici, cu promisiunea că după ce se va reglementa situația, poate vom face o mică reuniune în care ne vom bucura împreună de băuturi preparate cu Scapegrace Black. Dacă nu cunoașteți produsul, nu este nicio problemă, pentru că imediat o să-l rog pe Claudiu să ne pună un mic video despre această băutură. Blue, red, yellow, purple, orange, green, black. In nature, black has a flavor, a fluent autograph stroked with the ink of specific plants, flowers, and berries. This is that flavor. In nature, black is an aberration, existing because of what it isn't, rather than what it is. It has no hue, but has a color that isn't a color in itself. This is that flavor.
cred că v-am confunzat și mai tare cu acest video pe care l-am primit de la cei de la Scapegrace din Noua Zeelandă, dar aș vrea totuși să vă luminez și o să rog pe Claudiu să pună o fotografie despre care o să vă povestesc imediat. Până atunci, ce vreau să înțelegeți este faptul că baza de la Scapegrace este Scapegrace Black, este aceeași ca la Scapegrace Classic, doar că are aceste ingrediente pe care le vedeți și voi în imagine. Aceste ingrediente care sunt în plus sunt aronia berry, șofran, cartof dulce, ananas și ceaiul acela Butterfly Pea Tea. Nu știu dacă îl cunoașteți, cei care au fost la cursurile noastre l-au văzut acolo și practic culoarea aceasta neagră este dată din încrucișările pe care le-au avut aceste ingrediente. Practic în rețetă avem toate aceste ingrediente care puse împreună dau această nuanță de negru. Însă și aici vreau să fac o mică clarificare. Nu este neapărat acel negru la care ne-am așteptat noi, pentru că nuanțele de negru sunt foarte, foarte multe, dar avem culoarea acestui gin este, se încadrează în nuanța de negru, chiar dacă nu este negru acela întunecat așa. Este un negru mai șters, aproape spre purpuriu dacă vreți, dar până la urmă rămâne un gin black. Bun, acum că am lămurit acest lucru, eu zic să preparăm și o băutură. Avem o băutură foarte, foarte simplă săptămâna aceasta. O să dau ușor microfonul la o parte pentru că urmează să o prepar și o să fie un twist după băutura clasică Mint Julep. Pentru asta voi folosi acest pahar frumos de la Scapegrace în care voi adăuga niște busuioc proaspăt, niște mentă proaspătă, și niște zmeură proaspătă. Uitați, zmeură proaspătă luată de la piață. 4 bucăți sunt suficiente. I-am făcut poftă lui Claudiu, dar o să-l servez după ce se termină emisiunea. Așa am zis săptămâna trecută, dar l-am cam ratat. Bun, o să adaug niște suc de lămâie. Și în timp ce eu o să prepar, o să-l mai rog pe Claudiu din când în când să mai pună rețeta, dar aveți răbdare că o să fie toate ingredientele acolo. După sucul de lămâie o să pun niște sirop de lemongrass. Și acum urmează să presez ușor, ușor ingredientele. Dar nu foarte, foarte tare, pentru că am menta, am busuioc, am zmeură și vreau doar ușor să își elibereze aromele. Mai departe vin cu vedeta săptămânii și avem acest Scapegrace Black. Eu am auzit de el de vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, sau chiar 3, atunci când brand ambasadorul global de la Scapegrace a venit în România și ne-a spus despre acest gin. Dacă noi până acum în România am avut parte doar de vodka black și o foloseam doar de obicei la Rotten Pumpkin de Halloween, care nu este decât un screwdriver dacă vreți, doar este colorat, astăzi avem primul gin negru din istorie exact aici la emisiune și ce motiv mai bun de a împărtăși acest lucru dacă nu cu voi aici. Bun, gata vorbăria, o să amestec ușor, ușor ingredientele, iar dacă lucrați în barul vostru și aveți mai multe băuturi de preparat, eu recomand să faceți din timp 3-4 porții ca să fiți sigur că mariajul aromelor este cel care trebuie. Am adăugat și niște gheață nugget, Ice Division. De data asta nu a fost preparată de colegul meu Robert, chiar a fost preparată chiar de mine, de aceea avem gheață proaspătă. Mai completăm puțin cu gheață. Și la final o să adaug
niște Spuma Nera, care este o băutură carbogazoasă din Italia pe bază de Chinotto, Chinotto fiind o citrică foarte, foarte aromată din Italia. Mai amestec puțin. Nu știu dacă se vede de la depărtare, dar deja paharul a început să înghețe pe pereți, ceea ce este un semn bun că băutura are temperatura care trebuie. O să mai adaug puțină gheață, pentru că nu există o băutură cu gheață mai puțină sau cu două cuburi, iar în cazul de față la nuggetul ăsta chiar trebuie să punem gheață din belșug. Ca băutura să fie foarte, foarte bine frapată. Iar mai departe voi folosi un pai metalic pentru a menține băutura și mai rece. Iar ca decor vom merge foarte, foarte simplu. Avem niște zmeură, o coajă de lămâie și niște mentă proaspătă. Parfumez ușor marginea paharului. Și mie îmi place întotdeauna să pun vârfurile de mentă chiar aproape de pai, pentru că atunci când o să consum băutura, o să simt tot timpul prospețimea de la mentă. Iar acesta, dragi colegi, este Black Julep preparat cu Scapegrace Black. Cheers! Este exact ceea ce trebuie. Și dacă vreți și voi să vă preparați această rețetă, atunci vă invit să intrați pe site-ul celor de la Drinkbox, www.drinkbox.ro, de unde puteți să cumpărați acest gin. După cum vedeți, există deja un banner și cu această emisiune acolo. Ceea ce înseamnă că dacă la cumpărare adăugați codul REBUILD în coșul de cumpărături, o să aveți o reducere de 30% pentru fiecare sticlă de Scapegrace. Acestea fiind spuse, declarăm libere liniile de comandă pentru Scapegrace Black și vă urez o săptămână ușoară, iar noi vom trece mai departe la următoarea rubrică. Prima știre vine din Londra și este o știre foarte importantă din punctul meu de vedere pentru lumea barului, pentru că s-a lansat prima agenție de talente pentru barmani. Global Bartenders Agency este proaspăt lansată în Londra de către Dan Dove, fost brand ambassador Diageo, și este exact ceea ce v-am spus și mai devreme, o agenție de talente pentru barmani. Ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare barman care a fost selecționat în cadrul acestei agenții va putea să își expună atributele pe platforma lor, de unde să fie contactat mai departe de către branduri sau clienți, ceea ce îmbunătățește semnificativ imaginea noastră ca și barmani pentru cei din jurul nostru, ceea ce este foarte, foarte tare pentru noi. Și ca să vedeți cine deja s-a înrolat în această agenție, o să rog pe Claudiu să pună un video despre acest proiect. We'll be right back.
Acum că ați văzut cam cu ce barmani lucrează cei din această agenție, nu pot decât să sper că în viitorul apropiat poate și cineva din România se va racorda la această agenție. De ce nu? Poate un Luca Valentin sau poate un Alexandru Nicolae sau poate chiar unul din voi. Mergem mai departe la a doua știre și rămânem în România și mergem ușor, ușor până la Oradea. Iar cu bucurie vreau să vă spun că din toamnă se va lansa prima Academie de Ospitalitate din România. Aici mi-am pus foaia aproape pentru că este greu de pronunțat. Oradea Hospitality Management Academy va fi deschisă în colaborare cu primăria Oradea și Vincent Vis Education Group. Aceste entități vor face aceste cursuri de ospitalitate sub licența Ecole Hotelier de Lausanne. Pentru cei care nu știți, Ecole Hotelier de Lausanne este, cred că, cea mai cunoscută sau cred că cea mai mare instituție de ospitalitate din Europa. Chiar și eu am pus ochii pe niște cursuri la ei, dar până voi câștiga la loto, stau liniștit aici în studiourile Vizibil, pentru că cei de la bancă, ghiciți, nu mai oferă credite pentru cei din Horeca. Dar dacă aveți ocazia, mai ales că peste două zile se deschid oficial înscrierile și dacă sunteți interesați, dați-le un semn și vedeți ce cursuri vor fi acolo pentru noi. Consider că avem nevoie neapărat de genul acesta de educație, de aceea este un lucru foarte important pentru industria ospitalității din România că s-a deschis această academie acolo. Ultima știre pe ziua de azi este tot o premieră, dar nu are legătură cu premiera noastră legată de Scapegrace Black, ci lansul de cafenele 5 to go, pe care probabil știți cu toții, la toate băuturile reci au renunțat la paiele de plastic și au introdus paie comestibile. Asta înseamnă că de acum înainte, dacă mergeți la ei și consumați o băutură, aveți ocazia să consumați la propriu și paiul, care este făcut dintr-o materie primă ce are la bază zahărul, dar și multe alte arome. Pe lângă acest lucru, s-au gândit ca pe viitor să-și mărească portofoliu și să aibă tot mai multe arome, pentru că deja cererea este foarte, foarte mare. Deci încă un pas către un bartending normal în care nu trebuie să irosim o grămadă de paie în fiecare zi. Acestea au fost știrile pe această săptămână și nu uitați, ne puteți trimite vești sau chiar știri dacă aveți din lumea barului, puteți să mi le trimiteți mie direct și eu o să mă ocup de ele. Chiar astăzi a apărut o știre nouă foarte interesantă, dar a apărut prea târziu și nu am mai avut cum să o includ aici, dar o să vă prezint săptămâna viitoare. Acestea fiind spuse, eu zic să trecem mai departe la tema emisiunii. Dacă săptămâna trecută totul a fost așa foarte, foarte ținut la secret, ei bine, după cum ați văzut pe pagina Artea de a fi barman pe Facebook, acum câteva zile am anunțat tema emisiunii și anume servicii de 5 stele. De ce am ales acest subiect? Ei bine, pentru că eu consider că în România mai avem de lucru la acest capitol. Unii dintre noi suntem chiar corigenți și acest episod, să zicem că este o primă etapă, o primă cărămidă în a nu rămâne repetenți la anul. Așadar, pentru a susține această temă, am invitat trei oameni foarte, foarte interesanți din lumea barului, care au mult mai multă experiență decât mine în acest domeniu și încet, încet o să-i contactez și să vedem ce au de spus legat de acest subiect. Haideți să-l apelăm pe primul și până atunci ce vreau să vă povestesc despre el este că ne-am cunoscut acum foarte mulți ani când am fost în Barcelona cu Bianca și ne-am îndrăgostit de barurile din Barcelona, iar acolo am dat peste el, care lucra la barul Ola, unde lucra ca și ajutor de bar. Între timp el a fost promovat, a perseverat, a muncit și chiar și-a deschis și barul său, care din întâmplare sau nu a ajuns în top baruri din
lume. Așadar, doamnelor și domnilor, în aplauzele voastre vreau să vi-l prezint pe Giacomo Gianotti. Hey Giacomo, can you hear me? One moment, I think we have a bit of technical issue. I'm connected on the Bluetooth. One moment. Regia? Mai sună o dată? One moment, please. I have to reconnect my Bluetooth. Sorry. No, asta este cu tehnologia. Toată lumea mi-a zis să nu-mi iau Motorola și am zis nu că mi-au Motorola. Și acum Claudiu se uită foarte ciudat la noi. Hai să vedem. Acum mă conectează la al tău. Hai să vedem ce se întâmplă. Băi, și ce intro fain am avut. Deocamdată văd că nu a mai zis nimeni nimic, stai așa că avem niște notificări, dar nu se mai conectează. Acum, cred. Gata. Nu. Ce apare la tine? Ok. Închidem telefonul mai bine, nu? Gata. Hey, Giacomo, can you hear me now? Yes, I can hear you. You? Yes, yes. Everything is perfect. Sorry, my phone got disconnected from the Bluetooth, but we are very, very happy that we have the chance to talk with you. This is technology, man. I'm sorry. I have a not very good phone. Sorry. So, how are you? You are at work? I'm good. Yes, I'm here at the lab at the moment, the Paradiso Lab. Okay. And during the day I do more like administration and a little bit of creativity with my team at the lab, and then during the night I'm behind the bar in the service. Okay, so you are a full-time owner. Yeah, full-time, yeah. Okay, Giacomo, sorry, go ahead. No, yes, I'm saying like, then we do this work with a lot of passion. So it's the full time, yeah. I know what you mean. So Giacomo, here we are live, so it happens. So I have three questions for you because the theme of the today's show is service. The service, huh? Okay, so we have three questions for you. And guys, if you have any questions for Giacomo, maybe you can type them on the YouTube chat live or on Facebook, and I will read it to Giacomo. But until then, here is question number one. So, you have a great bar among the world's finest top 50 bars. Even though you make amazing drinks, when people are talking about Paradiso, firstly, they mention the level of service that they get there. How did you manage to implement such a high standard? Okay, so, well, thank you for the introduction. And, well, basically, this was my vision, no, to, and this is part of myself, to be very hospitalian, no? So, like, it, and this is the basic of our job, you know. I remember, like, my family have an ice cream shop, then it's called Gelateria Paradiso. Since when I was very, very young, and I used to help my family in the gelateria. I remember my mother and my father would always tell me, like, first things when a customer enter, say hello, hi, with a nice smile. And the same when the people left. No, these are small details, but then they make the difference. No, and this is the value that I bring with me since when I was like a child, very young, and now on I transmit to my team, not to take care of our customers, to be like these are the value of the hospitality. So this is the value of Paradiso, and we did since the day one, and of course during this 4 years we working on this value. We try to make it better every day, and
and maybe that's why people talk about it, you know? Yeah, Bianca says hi and she says, I would love to see Mihai at Paradiso having a guest shift. Maybe of after course, the pandemic situation, maybe, yeah, next year. Of course. So, of course, question number two. Someone once told me that hospitality can be contagious. I know that you've worked in the past with Max La Rocca and Giuseppe Santa Maria, and they are two beautiful, hospitable persons. What is the most important thing that you've learned from them regarding service or hospitality? Of course, so as you say, Giuseppe and Max, they are two amazing and amazing hosts as well, no? And I learn from them like the art of the hospitality, the art of making the details, because Max and Giuseppe, they are amazing on like thinking on all the little details, you know, from cocktail presentation, from like the host, no, how to host a guest, thinking about flavor in the water when they come in, like thinking about every small detail. And again, no, as we were saying before, the details make the difference to the experience of the guest. Yeah, so, we had Max La Rocca in Romania last year, and he was talking about all this kind of stuff that you made together there, and made the Ola boutique hotel one of the best 50 bars when you are working there. Yes. So yes, my congratulations. Yes. Thank you, but Ola, it was, you know, done mostly by Giuseppe and Max, and back in the day they've been like the pioneer of like the Spanish cocktail craft culture, and yes, and they made a fantastic job at Ola, and people were coming like all over the world to try them our cocktail, and it was an amazing time where I was like the younger of the team, and I could learn a lot from these two masters. Yes, indeed. So, we are at the last question. What advice would you give to bars around the world that would want to improve their service offered to their guests? Well, I would say like to have in mind what they want from what service they want from their bar, and try to improve every day. You know, like every day see how is good the service. And the next day, you know, at the end of the night, have like a small chat with the team and say, look, this is went good, this we need to improve, and go on like every day. And you know, from small changes every day, you will achieve a big result at the end of the year, at the end of the year. Yeah, I think that's a very, very, very good advice. So, that's what we're doing, yeah. So I see that there are no questions there for you. So you got off the hook very, very easy today. So thank you. Thank you very much for your time, Giacomo. I know you are very busy, and good luck to you and your bar team, and of course your wife, because you just got married. So congratulations. Thank you. Thank you. Okay. Okay. Ciao. Ciao. Okay, fantastic. Ciao. 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 Bye. Bye. Thank you. Waiting for you. Ciao. We'll come back to Barcelona. Thank you. Bye-bye. Aoleu, am zis live că o să mă duc la Barcelona cu Bianca, acum chiar nu mai am ce să mai fac. Avem aici un mic comentariu de la Moco de la Bacău. Da, fac băuturi de la birou. Ce înseamnă să fii Mihai Fetcu? Asta este, Moco, tot ceea ce am. Din păcate nu pot să mă duc mai sus sau mai jos, dar sper că o să vezi și tu în momentul în care o să vii aici la podcast, așa cum ai tot promis și tot trag de tine. Dar până atunci să mergem la invitatul cu numărul 2. Să-l rugăm pe Claudiu să-mi facă un semn care este invitatul numărul 2 în ordinea ta. Ok, bun, perfect. Pentru invitatul numărul 2 o să rămânem la Brașov și o să îl sun de pe acum să mă asigur că Bluetooth-ul nu o să facă probleme. Bun, hai să găsim aici. Așa. Invitatul cu numărul 2, îl știți cu toții, este o persoană vizibilă în bartending din România. Sper că s-a înțeles vizibilă, ați prins-o pe asta, nu?
Este din Brașov, este tânăr, este talentat și în același timp este și primul invitat care a fost la podcastul Artea de a fi barman. Acela a fost unul dintre cele mai lungi podcasturi și probabil nu ați apucat tot să vedeți ce a avut de spus invitatul meu acolo. Ce vreau să vă mai zic despre el este cel care a creat faimosul cocktail Strofedora, cu care va reprezenta România la finala globală de la Miami. Dragi colegi, Albert C. David. Salut, Albert! Salut, Albert! Salut, Mihai! O, uite ce bine te auzi! Da, te aud foarte bine! Dă un pic radio mai încet, te rog! M-auzi bine? Acum, da, oprește, că o să-ți trimit o înregistrare. Gata? Ai oprit? Gata, gata. Ok, ok, vezi okay, că okay, Claudiu e ce, dar și-o mă aud cumva în delay. Hai să te mai sunăm, să te mai sunăm o dată, să nu se audă așa. Bine, 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 papa. Bine, papa. Dacă nu, să-l sunăm pe WhatsApp, poate e mai simplu după aia? Hai că încercăm așa, deci asta este cu live-urile, doamnelor și domnilor, se mai întâmplă și chestii din acestea, dar nu putem decât să bem din băuturi de genul acesta făcute la birou și să ne bucurăm de ceea ce avem. Albert, cum ne auzim acum? Albert, salut. M-auzi? M-auzi? Da, da, te aud foarte bine. Acum cred că și eu mă aud bine, Claudiu dă din cap, deci este mulțumit. Așadar, suntem iarăși față în față pe micile ecrane. Nu știu dacă tot s-a uitat la podcastul nostru, dar am cules câteva întrebări de acolo și am zis să ți le adresez aici, să vadă și cei care se uită la noi. Prima întrebare, astăzi vorbim despre service, by the way. Nici o problemă. Așa, ai lucrat în mai multe hoteluri de 5 stele. Care era politica de fidelizare a oaspeților din punctul de vedere al organizației în care lucrai? Strict în general sau doar pe bar? Orice crezi tu că ne va ajuta să oferim service mai bun oamenilor din jurul nostru sau care vin în barul nostru? Păi, majoritatea hotelurilor avea o strategie de fidelizare bazată pe un card de membership. Okay. Pe care practic tu veneai și acumulai puncte în funcție de numărul de nopți petrecute în hotel sau câți bani părgeai în outlet-uri. Ok. Și, de exemplu, tu veneai cheltuiei de $50 și pentru fiecare dolar tu primeai un punct. Și la nu știu câte puncte tu primeai diferența înapoi. Deci, practic, tu dacă veneai și cheltuiei bani în bar sau în restaurante, tu puteai după să duci la alt hotel în altă țară și să ai discount bazat pe punctele alea. Ok. Și, practic, în felul acesta banii se întorc înapoi în hotel și la rândul lor și clienții se întorc înapoi. Pentru că îi merg mereu pe ideea că cu cât cheltui mai mult, cu atât primesc mai mult înapoi în puncte. Și după am discount la camere, de exemplu. Sau la alte outlet-uri. Ok, deci au făcut un fel... Ok, foarte tare asta, da. Și uite, acum mă gândesc că în România nu știu să fie... N-am auzit să fie așa ceva. Da, tare, tare. Bun. Hai să vedem la întrebarea numărul 2. Din tot ce făceai acolo la hotel... Cât la sută erau standarde impuse de companie și cât la sută era touch-ul tău personal? Pentru că eu peste tot m-am dat mare cu tine în piață, că ai un touch anume la când vine vorba de băuturi. Eu zic că pe undeva la 50-50. Majoritatea hotelurilor au cam acele standarde. Ele se diferențiază între ele prin detalii minore, dar întotdeauna e un loc pentru touch personal în interacțiunea cu guestul. A, uite, zice Moco de la Bacău că Marriott-ul are același sistem. De fapt, stai că tu tot la Marriott ai fost, parcă, nu? Da, am lucrat și la Marriott. Ok, deci înseamnă că da, Moco, ai dreptate. Se vede că ți-a prins bine tot timpul ăla în care ai umblat pe la Marriott. Cine știe cu ce treburi. Scuză-mă, Albert. Nici o problemă. Continuă. Vorbeam de standarde impuse de companie și touch-ul tău personal. Da, cum am zis, majoritatea hotelurilor le au cam aceleași, sunt asemănătoare. Ele se diferențează foarte puțin între ele. Adică poate unii preferă să te adresezi cumva, poate alții au un alt gest al mâinii, un alt ajutor pe care tu să-l oferi, dar standardele sunt cam aceleași. Iar touch-ul personal
pleacă de la standarde. Adică dacă tu știi baza de standarde, tu după doar adaugi touch-ul personal. De-aia vine cam în proporție 50-50. Ok, deci ai și libertatea de a face chestii personale în ceea ce privește interacțiunea cu oaspeții. Da, întotdeauna. Uite, de exemplu, nu știu dacă ai apucat să vezi, vorbeam cu Giacomo și zicea că în Spania ei au început toată treaba asta cu oferirea oaspeților apă aromatizată cu tot felul de chestii. Și asta tot așa, de la barman a pornit chestia asta. Deci cred că flexibilitatea este necesară în interacțiunea asta cu companie. N-am lucrat foarte mult la hoteluri și de asta am zis să vorbesc mai mult cu voi care ați lucrat mai mult timp ca mine și la stele mai multe. Bun. Da, uite, și legat de asta, de exemplu, multe hoteluri au standarde, când comandă de la bar sau așteaptă să li se ia comanda, să li se aducă ceva, o gustare mică. Și să li se pună apă în pahar, de exemplu. Ăsta la fel e un standard, care la noi am observat că e un subiect foarte reticent, care nu vrea deloc să se abordeze. Ok, deci oamenii deja se așteaptă să primească serviciul ăsta. Cam da. Ok, ok, interesant. Bun. Hai că mai avem o întrebare pentru tine. La fel ca și noi, ai fost și tu prin multe localuri din România și știi care e situația. Care crezi că ar fi primii pași pe care să îi parcurgem pentru a ajunge la un nivel superior pe partea de service, pentru ca să ne apropiem cât de cât de ceea ce se întâmplă în afară? Păi, cred că mai întâi de toate la noi lipsește strictețea și standardele. Ok. Oamenii caută personal touch, dar mai întâi de toate e caută fidelizare și, până la urmă, renumele vine din consistența pe care barurile și hotelurile oferă. Asta e și motivul pentru care oamenii merg la hoteluri și baruri de 5 stele, pentru că știu că oricine ar lucra va fi mereu același service la orice oră și aceeași atenție asupra detaliilor la nivel de client. Okay. La noi încă se lucrează foarte mult la crearea unei identități a localului și cum arată băuturile, cum arată mâncarea, dar se uită aspecte precum cum tratăm oaspeții. Care credem, adică nu credem noi, normalitatea ar fi că ei să fie în centrul nostru. Și din păcate nu prea se întâmplă chestia asta la noi, dar nu peste tot, sunt și localuri faine în România unde personalul vă tratează cu respect. Hai să vedem, Albert, dacă avem vreo întrebare pentru tine. Aici liniște, aici se aude cu eco, s-a rezolvat eco. Cam astea, ai scăpat și tu, Albert. Mulțumim tare mult și nu te mai invit la niciun podcast, că ai văzut ce lungi ies discuțiile cu tine. Să ne auzim la un cocktail și cam aia e. Te-am salutat, pa. Bun, am scăpat și de Albert, cu ghilimele de rigoare. Și mai avem un singur invitat pe care o să-l apelez imediat și să vedem dacă este disponibil să stea de vorbă puțin cu noi. Până un alta, până ne răspunde la telefon, vreau să vă zic câteva chestii despre el. Este tot din Brașov, dar a plecat de ceva timp de aici. Prima oară a fost pe vase de croaziere, după care s-a liniștit în UK, unde lucrează ca bar manager la un hotel. Eu cu el ne știm de ceva timp, chiar am concurat împreună, am fost adversar la prima mea competiție la care am participat vreodată în Brașov, dar am păstrat legătura și mult ce vreau să precizez este faptul că multe din sticlele pe care le vedeți în videourile noastre sau la traininguri au fost procurate cu ajutorul lui. Așadar, dragi ascultători, îl avem ca și ultim invitat, dar nu cel din urmă, pe Mircea Mirică. Salutare, Mircea, mă auzi? Salut, bine, salut, te auzi. Salutare, domnule, uite, suntem aici pe live, aici cu băieții. Cum te simți? Super bine, uite, sunt la a doua casa mea, Dakota Hotel. Ești la treabă, așa? Da, vai, la treabă. Ok, noi astăzi vorbim despre servicii. Servicii de 5 stele este tema emisiunii și avem 3 întrebări pentru tine. În primul rând, mulțumim că ai acceptat să stai de vorbă cu noi. Și cea mai mare plăcere. Prima întrebare,
pentru noi, cei care te cunoaștem, știm că ai lucrat pe vase de croaziere, în baruri de top, unde cerințele erau foarte, foarte ridicate. Într-un mediu unde totul era la viteză, cum ai reușit să oferi servicii de calitate oaspeților tăi? Sincer să fiu, nu aș caracteriza mediul ca fiind unul de viteză. Okay. Vasele de croazieră nu sunt altceva decât hoteluri plutitoare. Da, mediul este unul foarte încărcat, cu multe cerințe, unde fiecare persoană care plătește pentru o croazieră nu vrea altceva decât să aibă o vacanță relaxantă, fără nicio grijă. Na, acum, ca orice alt hotel, pe vasele de croazieră, fiecare departament este foarte bine antrenat pentru a răspunde cerințelor oaspeților. În cazul meu, departamentul de bar era unul foarte diversificat, pentru că vasele de croazieră încearcă să integreze toate tipurile de bar. Pool bar, jazz bar, martini bar cu flare exhibition, cocktail craft, etc. Okay. Acum, ca să-ți răspund la întrebare, pentru a menține un serviciu de calitate oaspeților de pe vasele de croazieră, trainingurile sunt o sesiune cheie pentru a menține standardele. Ce am observat eu, echipa managerială a departamentului bar încerca să alocheze barman și ospătari în baruri în funcție de stilul și experiența fiecăruia. Eu cred că era foarte important ca tu ca și barman să reprezinți barul în care lucrezi. Tot ce trebuie de acolo este dorința de a face oaspeții fericiți prin serviciile pentru care ai fost pregătit. Trebuie să te prezinți la timp pentru tură, lucid și odihnit, fii imaculat, fii organizat, zâmbește, învață și dacă ai un pic de inițiativă proprie, te oferi titlul 10% extra, ai doar de câștigat. Ok, foarte interesant spus și uite, avem o întrebare pentru tine de la Moco de la Bacău și spune așa: eu am tot auzit că pe vase nu se pune mare aspect pe calitate, ci pe cantitate. Este adevărat? Nu. De fapt, că serviciu și calitatea chiar contează pe vase. Acum, e și în funcție de ce poate să-și permite fiecare. Avem toate brandurile, de la mai ieftin la mai scump, dar serviciile sunt totdeauna de cea mai înaltă calitate și barmani și orice lucrează vase de croazieră poate să, nu știu dacă vor să mă susțină sau nu, dar punctul meu de vedere este că serviciile sunt de înaltă calitate și cocktailurile, cum ar veni, spre exemplu, sunt la high standard. Ok, chiar vreau să invit pe cineva, acum sunt în tratative cu cineva care a lucrat pe vas și tot așa ca tine în barul de top și vreau să-l aduc aici la Vizibil să stăm de vorbă mai pe șleau despre ce înseamnă să fii barman pe vapor. Până atunci avem întrebarea numărul 2 și astăzi lucrezi la Dakota Leeds și dacă mai țin bine minte, ai avut un episod foarte interesant legat de un oaspete de-al tău pe care l-ai împărtășit cu mine pe blog. Pentru cei care nu au văzut articolul, poți să ne mai povestești încă o dată ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, ce ai făcut? Te refer la domnul Lawrence Tate, nu? Da. Da, este unul dintre oaspeții care ne vizitează regulat. Domnul Tate a călătorit în toată lumea, vizitează hoteluri și baruri de renume și foarte, foarte important pentru mine personal, este unul dintre oaspeții pe care aș vrea să-i servești pentru restul vieții. Wow! Domnul Tate are o aură foarte pozitivă și este o plăcere să-l ai ca oaspete. Anul trecut îmi povestea că de fiecare dată când vizitează Londra, de fiecare dată merge la American Bar, la Savoy. Și tot ce consumă este unul dintre cocktailurile pe care ei le ofereau în meniu ceva ani în urmă, dacă nu mă înșel, acum vreo 2 ani. Cocktailul se numește Hackney Carriage. O mixtură de diplomaticoram, rizerva, choya umeshu plum, cochi americano de Savoy version of the vermouth, etc. Mi-a povestit că din momentul în care a gustat cocktailul pentru prima oară, s-a întrăgostit. A fost cocktailul lui. Foarte mulți barmani care îl cunosc pe domnul Tei au încercat să reproducă rețeta fără succes, din păcate. Crăciunul trecut
2019, am aflat că domnul Tate a rezervat o cameră la noi în hotel și am decis să-i fac o surpriză. Am contactat un barman din American Bar pentru rețetă și am fost plăcut surprins că Dominic, pe numele lui, a fost mai mult decât fericit să-mi împărtășească rețeta și metoda ca eu să pot reproduce cocktailul la noi în hotel. În ziua de Crăciun, când domnul Tate a coborât în bar, pentru un cocktail înainte de cină, i-am spus că am o surpriză pentru dumnealui. A fost plăcut surprins, dar totuși un pic sceptic, pentru că experiențele trecute s-au dovedit dezamăgitoare. M-a întrebat dacă aș vrea ca el să fie critic sau foarte critic când o să încerce cocktailul. I-am spus că aș vrea să fie foarte critic. Aveam un zâmbet interior, știm că eram total pregătit până în cel mai mic detaliu, de la ingrediente până la paharul în care se servește cocktailul. În momentul în care i-am oferit cocktailul și a gustat, ochii s-au luminat și m-am îmbrățișat. A comandat încă un cocktail pentru soțul său și mi-a spus că i-am făcut cel mai frumos cadou de Crăciun. Bravo, man, bravo! Mie mi-a plăcut foarte mult povestea și de aceea am zis să o mai spui încă o dată de față cu oamenii. Uite, aici avem un comentariu de la Gheorghe și Andrei și mă interesează și pe mine partea de vasă de croazieră foarte mult, dar ar fi prea multe curiozități și întrebări pentru emisiune, da, într-adevăr, dar o să facem un episod separat doar pentru vase de croazieră și aici în live și în podcast. Mircea, mai avem o întrebare pentru tine și ai scăpat de noi. Ok. Din punctul tău de vedere, crezi că s-ar putea aplica standardele de excelență de la un hotel cum ar fi Dakota Leeds la un local care nu face parte din cadrul unui grup hotelier? Răspunsul meu e ferm, da. Nimic nu te poate opri în a oferi cel ce este mai bun oaspeților. Nu contează dacă ești business owner sau angajat. Acum, ca și business owner, da, trebuie să investești în echipa ta și de foarte trebuie să investești timp și de foarte multe ori bani. Dacă vrei ceva mai mult decât un bar mediocru cu servicii ok, trebuie să fii atent la mesajul pe care îl transmiți oaspeților și în același timp angajaților. Un plan bine definit de cele mai multe ori este un succes, zic eu. Învață, rectifică și fii deschis la orice părere, nu contează dacă este negativă sau pozitivă. Și de acolo face diferența. De cele mai multe ori detaliile fac diferența. Acum, când vine vorba de angajați, nu trebuie decât să vrei, să înveți, să asculți, să te identifici cu brandul pentru care lucrezi, exemplu, locația, să te tratezi pe tine ca și un ambasador al locației unde lucrezi, oriunde fii și oricând. Și să ai dorința să faci oaspeții fericiți. Acum, eu zic că lucrăm într-un mediu în care rolul nostru este de a oferi servicii. Diferența se face în momentul în care vrei să oferi chestii mai bun prin serviciile tale. Eu am învățat ceva foarte important în ospitalitate cu ceva ani în urmă, după care mă ghidez în fiecare zi. Răspunsul este da. Acum, care este întrebarea? Foarte, foarte tare și cred că nu era un mod mai bun de a încheia această discuție cu tine și încă o dată, Mircea, îți mulțumim foarte, foarte mult. Cu cea mai mare plăcere, sper să ne vedem curând. Și te invităm la un podcast aici. Da. La un cocktail. Da, da, cu cea mai mare plăcere. Bine, hai, te-am salutat, seară faină, spor la treabă acolo. Pa, 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 pa. Mersi la fel, pa, pa. Deci ce frumos a putut să încheie colegul nostru Mircea America. Uite și Moco spune bună asta, da, și eu sunt de acord. Foarte, foarte interesant. Aceștia au fost cei trei invitați pentru această săptămână și ca să concluzionăm tema emisiunii, am și eu pentru voi două mesaje de la doi barman care din păcate nu mai sunt printre noi, dar mesajele lor sper eu să rămână impregnate pe creierul nostru sau în creierul nostru pentru o perioadă cât mai îndelungată de timp și o să rog pe Claudiu să pună prima imagine. Și după cum vedeți aici este foarte, foarte mult text, dar nu o să citim tot. Ce vreau să subliniez de la Harry Johnson este pe exact prima parte. The greatest accomplishment of a bartender lies in his ability to exactly suit his customer. Adică asta este cea mai bună abilitate, să facem exact preferințele pe care le cere oaspetele. Iar al doilea citat,
vine din America, de la regretatul domn Sasha Petraschie, care spune următoarea chestie, la fel nu o să intrăm foarte mult în detalii, ci doar esențialul, să rog pe Claudiu imediat să ne pune imaginea și exact aici, și uitați ce zice tot prima parte, we make cocktails as well as can be made and that should not be a big deal, at Milk and Honey, our standard is offhand excellence. Deci, ce înțelegem de aici? Băuturile sunt importante, dar nu sunt cele mai importante, ci cum tratăm oaspeții care vin la noi, și atunci cred că am putea rămâne cu aceste gânduri de la tema acestei emisiuni, iar noi mergem mai departe să învârtim ruleta barmanilor! Ne întreabă cineva dacă a picat live-ul. Moco nu a picat live-ul. Noi suntem on. Claudiu, suntem on? Ok, dacă avem aici aprobarea de la maestru Claudiu, înseamnă că nu a picat live-ul. Bun, după cum ați văzut, algoritmul săptămâna aceasta a ales partea de ustensile de bar, iar următorul obiect pe care o să vi-l prezint, cred că se potrivește de minune cu tema emisiunii noastre, pentru că este un obiect pe care îl puteți integra direct în experiența oaspeților voștri. Și mai mult decât atât, puteți chiar să îi lăsați pe oaspeți să își pregătească băutura singur. Acum, când o să aibă Claudiu timp, o să-l rog să pună videoul și noi o să facem alte verificări pe durata acestui video, să vedem dacă a căzut live-ul sau nu. Dar aici la mine arată că nu, aici pe YouTube arată că nu, deci suntem, eu zic că suntem ok, Claudiu a zis că e ok și ne pune și videoul acum. Din păcate, genul acesta de shakere sunt destul de greu de găsit la noi, dar dacă aveți noroc, le puteți găsi dacă o să căutați bine pe platforme precum eBay și o să fiți la fel de norocoși cum a fost colegul nostru Moco de la Bacău, care a găsit pe OLX un shaker Conga la 50 de lei, un shaker foarte, foarte interesant, care a fost făcut în ediție limitată, de aceea mă și surprinde faptul că el a găsit acest shaker în România la cineva care nu are legătură cu lumea barului. Dacă tot am vorbit de Moco, eu cred că putem să mergem la ultima rubrică din această emisiune. Și anume partea de videouri în care vă vom ilustra două videouri pe care noi le-am primit săptămâna aceasta de la colegii noștri din România. Avem două videouri, unul despre cafea și unul despre flair. În cel despre cafea îl avem pe colegul nostru Andrei Tecău de la T-Cafe din Brașov, în care ne prepară o băutură, iar pe partea de flair îl avem pe colegul nostru Moco, care a fost prezent pe toată perioada acestui live și ne arată o mișcare de flair, așa că atunci când o să aibă Claudiu puțin răgaz, o să-l rugăm să ne pună și videoul pe care l-am pregătit pentru voi.
Acestea au fost videourile pentru această săptămână. Mulțumim Te Cafe din Brașov și Florin Eduard Moco Ondureanu, a.k.a. Moco. Ați văzut ce mișcare simplă a făcut, o mișcare pe care o puteți reproduce și voi în spatele barului. Acestea fiind spuse, suntem la finalul emisiunii și, ca de fiecare dată, o să vă rugăm să ne lăsați câteva comentarii dacă aveți, câteva mesaje, dați-ne un like, un share, un subscribe. Avem nevoie de toată încurajarea voastră pentru că vrem să mergem mai departe cu acest proiect. Așadar, feedback-ul este binevenit. Dacă mai aveți alte idei, cum ați avut ura trecută, vedeți că deja am pus în aplicare tot ceea ce ne-ați sugerat voi. Și cam asta este. Mulțumim celor de la Way Out România care ne susțin în realizarea acestui proiect. Nu uitați, puteți să intrați pe drinkbox.ro să găsiți produsul săptămânii și anume Scapegrace Black și băgați codul Rebuild atunci când cumpărați băutura și o adăugați în coșul vostru pentru o reducere de 30%. Eu sunt Mihai Fetcu, Claudiu este la butoane și vă urăm o săptămână frumoasă. Toate cele bune!